În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După tipicul bisericii, ne aflăm în săptămâna, sau cum se spune, lăsatului sec de carne. Adică astăzi mâncați ultima fărâmă de slănină și de friptură, pentru că în săptămâna brânzei sau în săptămâna cea albă nu se folosește ca aliment la creștini carnea, ci doar laptele, brânza sau ouăle și peștele. Până duminica viitoare, când vom intra în mod desăvârșit în rânduiala postului. De ce brusc această trecere? Întâi, întâmplarea istorică ține de o faptă oarecare atunci când patriarhul respectiv a decis ca în acea săptămână premergătoare postului să nu se consume carne și lumea să se roage pentru îndeplinirea unei rânduieli, iar dacă stăm să o luăm și din punct de vedere biologic, nu poți trece la fără un de lemn sau la mâncări de post de la o perioadă de mâncări grase și bruște deodată. Se face o trecere lentă și lină. Întâmplător face că astăzi, duminica, se mai numește și cea a înfricoșatei judecăți. Un subiect cum mai bun și mai potrivit pentru a ne găsi momentul potrivit sau timpul potrivit de a analiza câteva lucruri simple. Am să mă opresc în măsura în care aș considera că este necesar să vă explic întâi în două vorbe ce înseamnă înfricoșată judecată. Noi știm că există o teologie parusiană sau a celei de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Știm că va fi arătarea Domnului pe norii cerului, spun doi îngeri în timp ce se urcă Hristos la cer, binecuvântând pe apostoli. Bărbați galileeni, ce vă uitați așa mirați? Precum vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer, așa se va și pogorî. Așa va mai și veni, adică atunci când va veni. Iarăși Hristos spune, nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a pogorât din cer. Eu știu de unde vin și unde mă duc. Dar deși știe de unde vine și unde pleacă, sau unde se duce, El nu ne spune nouă absolut nimic de ceea ce înseamnă momentul sau clipa înfricoșatei judecăți, întâlnirea cu Domnul Hristos, despre care în Evanghelia lui Ioan și în Epistola Apostolului Pavel găsim două mărturii cu totul diferite. Întâi spune așa, că la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, morții vor învia din morminte și într-o clipeală de ochi toți vom fi la judecată, nu toți ne vom schimba, dar toți vom fi nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba și vom fi de față. Iar apostolul Pavel ne spune cum are loc schimbarea din trup firesc în trup duhovnicesc, din trup stricăcios în trup nestricăcios, răsăriva într-o slăbiciune și se va înălța într-o putere. Deci avem cele patru stări sau cele patru fire ale firii duhovnicești. De ce m-am oprit asupra acestui lucru? Pentru a vă face să înțelegem și să înțelegeți că înfricoșata judecată este un act care nu este condiționat de vrerea noastră, de părerea noastră, de voința noastră, de gândirea noastră. Și tot Sfânta Scriptură ne spune că nu știe nici Fiul, nici Îngerii, ci numai Tatăl. Fiul nu știe ca om desăvârșit, dar știe ca Dumnezeu desăvârșit, pentru că la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății toți vor învia. Dar, în schimb, mă opresc asupra altui fapt în care Mântuitorul Iisus Hristos, chiar El le spune apostolilor săi că atunci când va veni pe norii cerului, deci iată, trebuie să aibă loc o venire, și aici mă opresc și pun punct și mă dau în partea cea de-a doua, patristică, unde toți sfinții care vorbesc despre puterea și despre lucrarea Apocalipsei, cel mai îndreptățit fiind Averche Taușev, fiind Serafim Roz, fiind Sfântul Andrei al Cezarei, care a scris tâlcuirea Apocalipsei,
găsim acolo câteva elemente care ne stau nouă ca bază a modului în care Hristos va veni. Eu vin și plătesc fiecăruia după faptele Lui. Pace vouă, eu vin curând. Sau Fiul omului vine când nici nu gândiți. De aceea privegheați și vă rugați că nu știți vremea și ceasul, căci fericită este sluga pe care o va afla priveghind, iar nevrednică este sluga pe care o va afla lenevindu-se. Deci eu pot să aștept înfricoșata judecată ca o fiară în văgăună, când câinii și copoii și pușca și alicele stau lângă mine gata să mă împuște și eu stau gata de pradă și scuip flăcări pe nări? Acesta este modul sălbatic de privire a Apocalipsei din punctul de vedere al modernității lumii de azi. Și ați văzut că majoritatea filmelor de cinema din astea Hollywood sau Hollywood, cum vrei să o iei, vin și ne arată tot felul de pelicule cu monștri și tot felul de dihăni electronizante din fier și tot felul de căpcăuni care vin și suflă și dărâmă și distrug. Hristos nu se ocupă cu așa ceva. El nu se ocupă de desene animate. Hristos vine, după cuvântul psalmistului David, să aleagă pe aleșii săi, așa cum ne spune în Sfânta Scriptură. Chemava cerul de sus, adică îngerii, pământul de jos, să aleagă pe aleșii săi. Și tot în epistola lui Iacob spune, numele lui Iisus Hristos, tot genunchiul să se plece. A celor cerești, adică și îngerii, se pleacă lui Dumnezeu și îl ascultă, sunt Duhul slujitoare. Și a celor de jos, adică pământul, și a celor de desubt. Și dracii cred și se cutremură. Știmu-te cine ești Fiul lui Dumnezeu cel preanalt, dar nu-i știu lucrarea. Ei doar imită. Și plecând de la acest punct, știmu-te Fiul lui Dumnezeu cel preanalt cine ești, și voi intra în partea a doua a citatului, de ce ne ispitești mai înainte de vreme? Așa consider că și Iisus Hristos, simțind lucrul acesta, a încercat întâi de toate să ne explice că orice eveniment este precedat de dezinformare, de sabotaj, de manipulare. Și luați-le logic în societate. Vin niște alegeri, da, să fac campanii electorale, vin niște promovări de produse, se fac campanii de promovare, vin niște imitațiuni de legi, dai niște lucruri în mass media care să favorizeze legea respectivă ca lumea să zică da ca zberătul oilor când văd fânul, apa sau sarea. Și atunci toată lumea reacționează unanim. Ei, Hristos ne învață să nu reacționăm unanim. Și iată care este prima misiune a lui Hristos, știind că lumea este, ce spune despre lume? O, neam spurcat și păcătos, până când voi fi cu voi? Și tot el răspunde, până la sfârșitul veacului. Adică sunteți prea neputincioși când uitați de mine, ca să vă las singuri să vă pierdeți. Și atunci se gândește Hristos să ne pregătească de clipa și de ceasul acela, despre care spune și Apostolul Pavel, privegheați și vă rugați că diavolul caută ca un leu pe cine să înghită. Și iată primul îndemn al lui Hristos. Vedeți să nu vă amăgească cineva. De ce nu-i dă nume celui cineva? Pentru că acel cineva poate fi oricine din opinia aceasta mondială lumească. Și să luăm câteva cinevauri din astea și amăgiri. Nu vine sfârșitul până nu se construiește templul la Ierusalim. Nu vine sfârșitul până nu se ridică din nou altarul lui Solomon. Nu vine sfârșitul până nu se naște Antichrist din nu știu cine. Nu vine sfârșitul până nu știu ce se mai întâmplă. Și oamenii au presupuse și mii și mii de închipuiri care toate țin de acest cineva. Dacă îl întrebăm pe profetul David, care vorbește gura Duhului Sfânt prin el și gura lui, gura Duhului Sfânt, pliniva Domnul căderi, zdrobiva capetele multora pe pământ. Chemava cerul de sus și pământul de jos să aleagă pe aleșii săi. Scurt, pauză.
Pădurile vor arde ca fânul, munții se vor topi ca ceara de fața lui, că vine, vine să judece pământul cu dreptate și noroadele cu îndreptare. Da, trebuie să citești un pic psalmii ca să înțelegi chintesența Apocalipsei și ce caută mai departe îngerul când vine pe pământ, dacă citim în Apocalipsă. Se trimit întâi îngerii lui Dumnezeu pe pământ, care înseamnă pe cei aleși cu semnul crucii, însemnatul sa peste noi, lumina feței tale, Doamne, cu pace ne vom culca și vom adormi, pentru că noi așteptăm Apocalipsa într-o întâlnire cu Hristos, nu într-o catastrofă cu Hristos, de aceea iartă și iar un cineva greșit. Și ce frumos, și ce frumos spune mai departe, făcând sinteza, David, zidiva Domnul Sion, adică cerul cel nou și pământul cel nou, risipirile lui Israel va aduna. Deci și o parte din poporul lui Israel, din cele 12 seminții care s-au umplut pe tot pământul, când vor vedea semnele venirii sfârșitului, predica lui Enoch și Ilie la Ierusalim, când vor vedea cei 3 ani și jumătate de secetă sau ce urmează să mai fie premergător Apocalipsei, după cartea Apocalipsei, încep oamenii să se pocăiască și să vină spre Dumnezeu. Deci, acel cineva poate fi oricine care ne vinde gogoși, cu buncări atomice, cu bombe nucleare, cu rachete, cu hidrogen și cu atom și cu ce mai creează lumea și cu ce încearcă. Că s-a explicat, pământul, dacă vrei, poți să-l distrugi de 450.000 de ori. Pământul e de ajuns să-l distrugi odată și nu e nevoie să tragi cu racheta. E nevoie să se mâne Dumnezeu și să-l scoată din orbita galaxiei lui și să-l arunce undeva dincolo de planeta Pluto sau planeta de gheață, să-i ia soarele și să rămâi în frig, în întuneric și fără oxigen. Și te-ai liniștit. Deci nu-ți trebuie rachete, ci îți trebuie minte. Și iată ce spune mai departe de acum. Cum vor fi aceste amăgiri? Să vedem dacă le întâlnim în ziua de azi. Prima amăgire. Mulți vor veni în numele meu zicând eu sunt Hristos. Slavă lui Dumnezeu cel întreime slăvit, că de la venirea lui Hristos pe cruce la Golgota și până în zilele noastre, trecând prin toate ereziile gnostice ale timpului său, prin toate ereziile filozofice și păgânești, prin toate nebuniile care au fost până la primele sinoade ecumenice, apoi prin ereziile prin care au trecut vremea perioadei creștine în cele 7 sinoade ecumenice, după aceea, după cele 7 sinoade ecumenice, după aia, la 1050, când a fost marea ruptură și s-a creat Imperiul Romano-Catolic, și apoi din ei celelalte frânturi, anglicani, luterani, protestanți, franciscani și ce ori mai fi, nu, că asta e un ordin călugăresc. După aceea secte, trăind Luther, tata și mama lor, care le-a format și le-a întreținut și le-a dat curs în istoria timpului, mulți au venit în numele lui Iisus Hristos, spunând eu sunt Hristosul și spune că pe mulți îi vor amăgi. Evident că pe mulți îi vor amăgi. Dacă ne gândim că din 7 miliarde de oameni pe glob, cât existăm noi la ora actuală, de-abia 700 de milioane aproape suntem creștini, deci vă dați seama cât de competentă este amăgirea. Dacă ne gândim numai la penticostali, că sunt aproape 100 de milioane, nu 100 de milioane, cred. Da, cred că cam așa. Îs vreo 80 de... Oricum sunt câteva milioane, 10 bune, le-am citit în statistici, că anumit am luat pentru azi, dar nu le-am cu zerourile să le așez. Deci se apropie undeva de ordinul zecilor de milioane de protestanți din ăștia care au cuprins și ei globul ăsta pământesc și au o extindere și o întindere exagerat de prolifică prin managementul prozelitismului pe care îl fac și se desfășoară răspândind cuvântul lui Dumnezeu al lor în toate colțurile pământului. Pe de o parte, spre folosul celor care n-au auzit niciodată de Dumnezeu, dar și spre folosul demonului, pentru că ei de fapt ce fac? Aduc un Hristos, dar un Hristos incomplet.
Ei fac studiu de Biblie, fac studiu de text, fac studiu de arheologie biblică, fac studiu istoric, aici nu ai cu ce să-i contrazici. Dar dacă vorbim de dogma pură, dacă vorbim de cruce care nu este, dacă vorbim de înviere care nu este, dacă vorbim de botez care nu este, dacă vorbim de euharistie care nu este și de cele șapte taine, ei ce aduc? Un Hristos desenat, mutilat, cum te-ai încălzi la un foc pictat pe o hârtie. Nu mă interesează, nu acesta e sensul, doar am vrut să vă dau un exemplu, că mulți sunt cei care se amăgesc. Slavă lui Dumnezeu, e plin pământul. Dar avem o armonie la acest argument și spune Hristos așa, vine și contrazice acest lucru care l-am spus eu. Nu este important, să se audă de Dumnezeu pe tot pământul. Până nu se va propovădui Evanghelia la toată făptura, sfârșitul nu va veni. Deci nu orice fel de învățătură. Până nu se va propovădui Evanghelia la toată făptura, sfârșitul nu va veni. Deci nu orice fel de cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu întrupat sub vrem din mamă, la Fecioara de la Nazaret, născut din mamă la Betleem, răstignit pe cruce la Golgota și înălțat la cer pe Eleon. El ne-a trimis nouă pe Duhul Sfânt Mângâietorul când a spus: eu dacă nu mă duc la Tatăl, Duhul Sfânt nu va veni, care de la Tatăl purcede, prin Ioan capitolul nu știu cât, 14-15. Deci de ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că nu orice fel de Hristos. Deci mulți vor veni în numele meu zicând eu sunt Hristosul. Noi nu-i putem contrazice. Rațional folosesc termenul de Hristos, dar cât timp nu folosesc termenul de Evanghelie, adică cuvântul întrupat și are argument, cineva va spune, ce-i cu Evanghelia? Avem două răspunsuri în Noul Testament care ne arată ce înseamnă puterea Evangheliei față de puterea prozelită a cuvântului răspândit la întâmplare de mesagerii cuvântului. Vă aducem noi vestea cea bună, vine-i la ușă. Ce spune? Mergând învățați toate neamurile, câte v-am spus eu vouă, deci nu ce vreți voi. Deci câte v-am spus eu vouă. Și al doilea răspuns, Apostolul Pavel. Evanghelia este spre înțelepțire, spre îndreptare, spre luminare și spre mântuire. Cât timp nu există aceste argumente în cuvântul pe care îl predai, degeaba îl predai. El e un cuvânt mort. E ca o floare care înflorește și n-aduce roadă. Evanghelia a rodit, spune Tertulian, martirii și creștinii. Sângele martirilor, sămânța creștinilor. N-aș putea să contrazic, n-am scris eu asta, ține de secolul 1 și 2, pe ei să-i contrazicem că au trăit cu ochii lor, pe propriul lor sânge, toate aceste evenimente. Deci iată un motiv pentru care l-am fricoșat, a judecată, nu o să avem răspunsul pe care îl dorim noi. Și știți de ce am venit cu acest argument? Pentru că argumentul din Evanghelia de astăzi, dacă n-am ști lucrurile astea, ne-ar sta puțin împotrivă. Ce spunea argumentul Evangheliei zilei? Că am fost flământ și mi-ați dat să mănânc, care au sectele filantropie, nu face toată ortodoxia de 10 ori la un loc, cât fac ăștia odată. Au, cercetează bolnavi, au spitale, îmbracă pe cei bolnavi, au azile și bătrâni și tot ce vrei. În ortodoxie, concurența nu este pe orizontală, ci este pe verticală. Spune Apostolul Pavel, cine nu lucrează după legile jocului, pierde concursul. Deci, în momentul când tu vii și îmi pui în față cele materiale, eu am alt argument despre care Iisus Hristos a vorbit scurt lui Iuda și i-a tăiat craca de la rădăcină. Știi ceva, Iuda? Pe săraci aveți pururea cu voi, pe mine nu mă aveți pururea. Deci căutați împărăția lui Dumnezeu ca celelalte să se adauge vouă. Că degeaba mori sătul și îngrijit și tratat și vindecat și miluit și cu buzunarul plin și sprijinit în numele lui Hristos, dacă mori un anormal. Și ca drept dovadă ce ne dăruiește nouă Occidentul, nu mai trebuie să spun că vedeți dumneavoastră câteodată în mass media. Chiar am și auzit argumentul din gura unui mare om de cultură când a spus că ortodoxia e factorul de sărăcie în România. Evident, în mintea dumnealui, dar asta nu și înseamnă
că Hristos îndeamnă la sărăcie. Hristos a adus ca argument contra sărăciei: cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Iar Sfinții Părinți au adus un argument și mai puternic. Au spus așa: să muncești ca și cum ai trăi 1000 de ani și să te rogi ca și cum ai muri mâine. Deci ortodoxia nu-i religia lenii. Noi am transformat-o în religia lenii, luându-ne după celelalte învățături, care mulți Hristoși spun că eu sunt și vă amăgesc, și vin și ne învață și auzi: dar ce face biserica? Biserica nu trebuie să facă nimic. Asta este greu de înțeles, că nu e de datoria bisericii să iasă într-o societate pudră de sufletește și să strige în gura mare: există Dumnezeu, hai să vi-l arătăm. Oamenii trebuie să-l descopere pe Dumnezeu și să vină la biserică să spună preoților, care sunt tot din rândul lor născuți, din mamele lor, din tații lor, tot din societate: du-te tătucă și mămucă și fă-te preot, că de acolo iese banul gros. Ei să vină și să le spună: dragi părinți, trăim minuni preoților. Știți că noi trăim minuni, știți că vedem minuni care nimeni nu le-a mai văzut, hai să ne îndreptăm viața să nu-L mâniem pe Dumnezeu. Și când poporul este credincios și turma este credincioasă, vine Filaret de Moscova și îmi spune: numai din mame credincioase și bune vor ieși preoți buni și cu ei poți schimba fața lumii. Din mame negustorese sau din mame afaceriste, directoare, judecătoare, ministrese sau ce mai funcție o fi având părinții noștri și ne-am trezit peste noapte slujitorii altarului, normal că suntem și slujitorii banului și atunci sigur că în momentul acela sensul dinamic al dogmaticii trece în sensul financiar al vieții. Aia e problema care Hristos și mulți amăgesc. Dar se pare că uneori nouă ne place situația aceasta și ne complăcem în ea. Hai, lasă, dragă, că doar nu vezi că toată lumea s-a emancipat. Ne-am emancipat spre un întuneric care vine pe neașteptate. Privegheați și vă rugați, că nu știți clipa și ceasul, spune acolo, când diavolul te poate trage în ispită, că degăsind casa curată, va lua alte 7 duhuri rele cu el și va veni și va bântui casa aceea până o va pusti, lucru care îl găsim imediat pe parcursul textului. Mă opresc aici că am depășit bariera. Spune mai departe: și veți auzi de războaie și de zvonuri de război. Da. Sunt războaie de când mă știu eu. Eu am 50 ceva de ani și permanent am auzit că americanii luptă cu toată planeta, să fure petrol de la arabi și tot timpul e un conflict inventat. Deci nu e nicio minciună, așa că nu avem noutăți în materie de război. Ori Irak, ori Afganistan, ori Vietnam, ori China, ori Rusia, ori Germania, ori Anglia, cineva trebuie să se bată. Deci luați istoria și o citiți de la medie până la antică. Și romanii au cucerit teritorii, și persanii au cucerit teritorii, și babilonienii au cucerit teritorii. Toate popoarele lumii se luptă pentru supremație și putere. Da. Numai că trebuie să fim atenți că acest război nu trebuie să fie întotdeauna cu pari. A trecut vremea când venea turcul și-ți lua fata sub soară și o ducea în harem. Merge Ileana singură și-l aduce pe Allah acasă cu tot cu Mahomet de mână. Nu mai trebuie să vină turcul să-ți fură oile, că le crești tu și le duci cu camionul, că te plătește bine. Nu mai trebuie să vină cineva să te fure, că te duci tu și iei bani de la bancă și dai dobândă până vinzi tot ce ai. Deci războaiele își schimbă doar sensul și ideologiile. Atât să țineți minte. Și spune ei: să nu vă speriați, că trebuie să fie toate, dar nu-i sfârșitul. Știți de ce nu-i sfârșitul? Ca noi să ne înțelepțim și să învățăm că străbunii noștri părinți, acei analfabeți de la țară, care știau doar de Dumnezeu, de credință, de icoană, de pământ, de muncă, de război, de sapă, de țapină, de vacă, de oaie, de stână, nu s-au dus niciodată să se încarce cu datorii la bănci și să muncească toate neamurile lor toată viața, să plătească niște șmenari ieftini care te înșală cu 3 hârtii pe care le semnezi și nu știi ce scrie în ele. Deci, iată un război al minții. Deci, se pare că omul prudent e mai deștept ca omul inteligent. Și uneori prudența depășește competența. Nu-i sfârșitul. Deci, ca să știți, vor greși unii și vor învăța alții.
Se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție, va fi foamete, ciumă și cutremuri pe alocuri. Să le luăm în ordinea în care trebuie văzute, neam peste neam, adineaori am amintit. Dacă vreți să vedeți neam peste neam, aruncați o privire în ceea ce se numește ideologia companiilor sau cum se numesc acum investitorii și spune tot. Împărăție peste împărăție. Ne adunăm câte 5, 6, 7, 8, 9, 10, facem noi un front de luptă, ne îmbarcăm cu avionul, mergem în altă țară, ne dă bani că stăm acolo cu pușcociu și când murim și ne aduce în sicriu, ne scrie pe cruce eroi. Eroi pentru ce? Pentru stați în puști unul nebun cu bomba că n-ai avut treabă acasă. Deci ești erou când îți aperi vaca în pripon. Ești erou când îți aperi soția și copiii. Ești erou când îți aperi soacra și moșia. Ești erou când îți aperi fântâna, biserica și cimitirul. Nu ești erou când te duci la altă ogradă și îi faci ispite. Așa se spune în termen bisericesc. Foamete va fi, sigur că da. Dumnezeu poate da și foamete. Poate da foamete prin faptul că dă secete, poate da foamete că poate să dea niște dăunători să distrugă totul, poate să dea foamete și de ordin spiritual, și de ordin intelectual, și de ordin material. Deci orice recesiune economică e o foame financiară care atrage după sine și foamea materială, biologică, atrage și foamea de locuri de muncă și foamea de salarii și tot ce vrei. Ciume. Astea se pot inventa acum, ați văzut ce ușor. Te sui în avion, te plimbi deasupra unei țări, i-ai aruncat hibrizii și în 3 zile compania vinde tot ce ai nevoie. Deci știm și despre acestea și lumea nu e în necunoștință de cauză. Dar spune, acestea sunt doar în început de durere. Așa spune aici, să nu vă temeți, sunt doar început de durere. Spune că vor fi și cu tremure pe alocurea. De ce vor fi cu tremure pe alocurea? Că unele sunt de bună voie și provocate de scoarța terestră, dacă ați făcut geografie când erați mai tinerei, printre a 7-a, 8-a, a 6-a, s-au predat cu tremurile la școală, când se întâlnesc două plăci tectonice și se ating între ele, produc o mică scuturătură, sau poți să o mai produci și cu o bombă subterană, dacă ești băiat deștept, depinde ce urmărești, să distrugi sau ce vrei să produci, ce impresie. Deci, orice este posibil și nu trebuie să ne punem întrebări de genul acesta. Eu vi le spun doar ca să le aveți că sunt doar semne și nu sfârșitul, că toată lumea vorbește de sfârșit. Acum se trece la ceea ce ține de sorgintea umană. Atunci vă vor da spre asuprire legi draconice, legi diabolice, legi imorale, legi murdare, legi stricate, legi contra credinței creștine, legi contra moralei sociale, legi contra familiei, nu-i nevoie, luați-le direct din Constituție sau unde sunt ele așezate sau abrogate sau omologate sau verificate sau cum spun ei când dau câte o ordonanță din asta la viteză. Vă vor asupri. Sigur că te asupresc. Calci legea, ești bun de legat. Calci legea, ești bun de pedepsit, ești bun de amendat. Și dacă ne gândim la ce cantitate imensă de judecători avem în țară, avocați, poliție jandarmerească, poliția ca instituție și tot felul de forțe de astea de ordine, ne dăm seama că ele nu și-au un scop nedeterminat, ci un scop bine determinat. Nu să păzească, pe călcătorul de lege, că călcătorul de lege nu o calcă, pentru că știe ce-i legea și nu vrea să-și pună pielea la saramură. Dar sunt puși ca să păzească pe legiuitor, să nu cumva să ridice sprânceana călcătorul de lege. Adică, ce spune, dacă ne putem păzi, stăm liniștiți. Și ca drept dovadă, eu vă dau un singur exemplu de asemenea factură. Zeci de meeting-uri inutile la care se duc oameni săraci, pierd vremea în drum, stau în frig, să mai răcesc, se încarcă cu păcate, cu lucruri inutile și cine are de făcut face tot ce vrea el. Cine te întreabă pe tine ce vrei tu sau ce-ți place?
Deci e un semn, nu de împotrivire, ci este un semn de asuprire. Nu trebuie să te asuprească să vină să spună pătura în cap sau să spună punga în cap să-ți ia oxigenul. Ți-l iei tu singur. Mulți se sinucid, mulți se îmbolnăvesc, toată lumea își pune problema, Doamne, ce s-au mai mulțit bolile. Păi normal, din lipsă de bani, din lipsă de hrană, din lipsă de medicamente, din cauza stresului și poți face decât să te îmbolnăvești. Deci, ăsta este și scopul. Unii vorbesc de războiul psihotronic. Nu e niciun război psihotronic. Îs nebuniile din mintea noastră, SF-urile confecționate, că te ascultă prin televizor, că te ascultă prin radio, că te ascultă prin telefon, că te ascultă prin oglindă, că te ascultă prin stâlpul de la lumină, că te ascultă prin oglinda retrovizoare. Ascultă-mă, dragă, înseamnă că sunt foarte important dacă trebuie să mă asculți. Și tu te stresezi și nebunești? Și în felul acesta scutești statul de pensie. Și zice, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Aici merge doar un singur segment. Dacă ne gândim ce se întâmplă în partea siriană, egipteană, unde creștinii sunt uciși ca vitele și ca animalele, mă mir că aici organizațiile internaționale sunt surde, mă mir că aici America, jandarmul planetei, nu vede ce se întâmplă și n-aude. Mă mir că dacă un criminal a ucis o persoană în stradă, scriu 50 de televiziuni de acolo, că mor câte zeci de mii de oameni pe zi, n-aude nimeni. Probabil că fiind sânge creștin nu contează sau nu știu de ce se întâmplă lucrul acesta și nimeni nu pune odată stabil acestor urgii. Deci, vorbim de asuprirea pentru numele lui Dumnezeu. Cum ai mărturisit că ești creștin? Cum te ucide? Deci vorbim de Damasc, Siria, Mosul, toată zona Egiptului de astăzi, acolo unde sunt acele conflicte între armata ISIS sau ce-o fi și aia pregătire subversivă lucrată pe dedesubt cu armamente speciale, care vine și să dă drept un fel de răzbunător al creștinilor și uciderea lor ca să facă curat în teritoriu. La toate acestea, Hristos spune așa, vedeți când veți vedea toate acestea enumerate, mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Cât adevăr și câtă potriveală. Mulți se vor sminti. De ce se vor sminti? 50 de ani de comunism a făcut două lucruri importante. Comuniștii înrăiți și vehemenți, care au rămas în istoria comunismului ca niște criminali, chiar dacă ei nu și-au titulatura pusă, le-a pus-o istoria, și închipuiți-vă ce a fost prin pușcăriile astea comuniste, unde au fost uciși mii și mii de oameni, nimeni nu mai știe cât de vinovați sau de nevinovați și câți erau paraleli cu ceea ce se întâmpla acolo, cu tot felul de dosare fabricate și le-a putrezit o semintele în pușcărie, în grob comune. Deci asta înseamnă a se vinde unii pe alții. Era de ajuns în moda anilor 50, și când vă spun lucrul ăsta, vă spun că nu-i mult de atunci, sunt aproape 60 de ani, 70. Să spună unul despre tine, vezi că ăsta e contrapartidului. Noaptea era ridicat cu duba și nu mai știa nimeni de tine. Se rezolva problema. Pentru că așa spusese Stalin la vremea respectivă. Este omul, este problema. Nu este omul, nu este problema. Și în felul acesta, deci această ideologie mărșavă a reușit să facă mari nenorociri pe fața Pământului. Și dacă n-ar fi scris Hristos în Scriptură, am spune că nu e adevărat. Dar Hristos vine și ne dă și contraargumentul. Dacă m-au urât pe mine și pe voi vă vor urî. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni. Dacă m-au ucis pe mine, pe nedrept, și m-au răstignit și pe voi vă vor răstigni și vă vor ucide, crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu, ducându-vă înaintea dregătorilor și împăraților, dar Hristos dă un singur argument. Să nu vă temeți ce veți răspunde și ce veți grei, că Duhul Sfânt vă va da vouă. Așa au apărut în calendarul ortodox milioanele de martiri de-a lungul istoriei creștine, în special primele trei secole până la 325 în edictul lui Constantin,
care a fost dat la Milan și în felul acesta s-a oprit un pic prigoana creștinătății și apoi, de-a lungul veacurilor, prigoana asupra oamenilor unii către alții și pe motive religioase și pe motive nereligioase și pe motive rasiale și pe motive politice și pe motive economice și tot ce vedem noi în jurul nostru și ni se pare și spunem, da, dacă Dumnezeu e așa de bun, de ce le sloboade? Nu le sloboade, noi ne le slobozim. Nu. Dacă ai acasă o vacă și o duci în păscătoare și o hrănești bine, nu se mulge singură. Tu trebuie să o mulți să culgă laptele în ea, dar știi care lapte? Așa sunt și țările asupritoare. Ele știu unde este mană și lapte și miere și acolo vin și bat războiul și distrug și sug ca sugativele, ca lipitorile și după ce distrug ținutul, părăsesc și îl lasă, abandonat. Deci, asta trebuie să avem în minte, că ridicarea unora asupra altora și uciderea unora de către alții nu este altceva decât un abuz mizerabil omenesc și tocmai în asta îngăduie Dumnezeu, noi avem două argumente. Fiți foarte atenți. Când diavolii au venit prima dată la Iisus să iasă din demonizați, Iisus le-a zis să intre în porci. Porcii în intelectul lor n-au suportat să aibă dracii ei. S-au aruncat în mare și au murit. Și dracii s-au eliberat. Imediat au ieșit din mare, că ei nu se neacă că sunt duhuri. Și s-au dus urgent și au intrat toți oamenii din ținutul Gadara. Care a fost răspunsul acestei îndrăciri necunoscute și nespecificate evanghelice, deduse din text? Iisuse, știm că faci minuni. Fă orice, numai dispar din ținutul acesta nostru, nu avem nevoie de tine. Ei, același lucru îl vedem și noi astăzi, în dracii dezlănțuiți pe pământ, care înainte stăteau ascunși în oameni, sau stăteau ascunși în comuniști, sau în prigonitori, sau în atei, sau în necredincioși, care astăzi s-au răzvrătit cu hergheliile pe fața la tot pământul și au trei ținte. Biserica, care îi încurcă la progresul societății, preoții care îi încurcă la progresul societății și cei mai interesanți, știți ce este? Analfabeții ăștia. Aș vrea eu să văd un analfabet de stat, eu să stau de vorbă cu el, să-l văd ce știe așa mult sau ce cultură generală și-a format de are el părerea că toți preoții sunt analfabeți. El se trage dintr-o familie de analfabeți pentru că dacă ar avea cât de puțină minte, ar găsi scris Herodot, cred că îi spune lui Părintele Istorie, dacă nu mă înșel. A spus așa Herodot: orice am văzut pe lumea asta, toate imposibilitățile, dar popor fără religie de când pământul și lipsa cultului celor adormiți n-am găsit-o nicăieri. Ceea ce înseamnă că de la Adam și Eva, de când am ieșit pe fața pământului, sentimentul și simțământul religios n-a lipsit din nimeni niciodată. Și dau tendință să-l cred pe Herodot decât un analfabet cu 4 clase care trage droguri pe nas și sare în club noaptea. 2. Iorga. Trosnesc pașii lui Dumnezeu prin istoria lumii de când Dumnezeu s-a deșertat pe pământ și s-a răstihnit pe cruce. Numai trebuie să nu fii surd și să-i auzi. Și Eminescu, marele poet român, părerea unora care sunt mai deștepți ca el, poate că deranjează, dar a spus clar: biserica este mamă a neamului românesc. La umbra bisericii s-au format valorile culturale ale neamului. Asta așa ca idee, ca să știți că nu sunt chiar toți popi analfabeți. S-ar ridica vreunul la nivelul lui Șaguna sau lui Veniamin Costache sau lui Ioan Gură de Aur sau la
Vasile cel Mare sau Grigorie Teologul sau Atanasie cel Mare sau un Atanasie de Parus sau un Simeon Tesalonicu sau un profesor Dumitru Stăniloae sau Dumitru M. Popescu sau mulți alți teologi de marcă sau un Ilarion Felea, ar vedea că au de-a face cu, nu cu elite, cu îngeri, cu chip de om. Și spune că toate aceste urăciuni vor fi pentru numele meu, adică împotriva lui Dumnezeu. Nu vă temeți ce veți răspunde, că Duhul Sfânt vă va da vouă. Și contraargumentul la această pornire este tot în Sfânta Scriptură. Să nu te temi, turmă mică, că Domnul a binevoit întru tine și porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului. Scurt. Spune așa, că mulți se vor urî unii pe alții. E o modă, dragilor. Un om deștept, repet, un om deștept are preocupări intelectuale. Numai un prost poate avea grijă altuia. Și atunci, sigur, că în momentul în care porți grijă altuia, trebuie să știi de ce s-a îmbrăcat așa, de ce vorbește așa, unde a fost, ce a făcut, când a venit, de ce a făcut. Și Ioan Gură de Aur curmă această spurcăciune și spune negru pe alb, a mai repetat-o odată. Gura celui ce clevetește și vorbește de rău e gura dracului, a diavolului. Dar urechea celui ce ascultă este cuibul diavolului. Deci tu dacă ești om deștept, nu te pretezi la mizerii de genul acesta. Se spune că pe vremuri când trăia patriarhul Teoctist, un vrednic de pomenire arhireu, avea un consilier din ăsta cam cârcotaș, toată ziua venea cu bârfărel de astea, despre ăla, despre ăla, despre ăla. Bătrânul asculta și tăcea și într-o zi s-a gândit, bă, trebuie să-i dau lui ăsta o lecție, că mă doare capul din cauza prostiilor lui. Și tocmai intră un preot, vorbește ceva cu patriarhul acolo, ăsta curios, se învârtea și el ca și consilier, decolea până colea, doar ar prinde și el un fir din discuție, să-și poată întemeia-o imediat suveica, n-avea pe ce depăna. Și cum iese de la patriarh, neștiind ce a vorbit cu patriarhul, ăsta se duce și întreabă, ce vrea părintele ăsta? Vrea să-l ajut cu ceva, dar știi, am o nesiguranță. Ce știi despre el? Deci l-a provocat intenționat. Ce-i cu el? Înalt preasfințite. Ăsta face așa. Stai, dragă, oprește-te. Și spune, vrei să bei o cafea? Și trimite pe să bem o cafea și trimite pe consilierul lui, spune ceva la ureche și îl aduce înapoi pe preotul respectiv, neștiind ăsta că patriarhul a trimis după el. Și a zis, dacă tot ați venit, părinte, nu vreți să stați să beți cu noi o cafea? Ba da. Și s-au pus toți trei la masă, bineînțeles că la care îl bârfise deja se simțea un pic ostil pentru că nu avea liniștea necesară, că nu știa ce să petrece, de ăla s-a întors și bea cafea la masă cu patriarhul, dar și cu patriarhul, pe vremea respectivă era episcop. Dar și satisfăcut că îi putuse săgeta toate mizeriile să-i le plaseze. Și când credeau ei că cafeaua s-a răcit și se poate consuma, patriarhul îi spune, ia dragă, zice, dacă vrei tu, pentru că am văzut că știi multe, spune despre părintele tot ce mi-ai spus mie. Să audă și el. Poate el nu le știe. Și în clipa respectivă ăla a început să dea fețe. Și patriarhul a spus, ai cuvântul. Ăla a dat o cotită că să știți că mi s-a părut, că nu știu ce. Dacă ți s-a părut și nu mai ții minte, uite, el ia locul tău, că n-a spus nimic, și tu iei locul lui pentru că ai știut așa de multe. Te duci și îndrepți în parohie aia tot ce mi-ai spus mie. Adică tot ce face preotul ăsta rău, tu te duci acolo și faci bine. Și multă bucată de vreme au învățat preoții din jurul lui
să fie foarte atenți, să nu facă greșeli din acestea neatente, adică să nu poarte grijă altcuiva. De aceea, această expresie care o spune Hristos, se vor urî unii pe alții, o vedem la tot pasul. Vedeți? E o greșeală fundamentală la noi în creștinism, care se repetă de mii de ani, eu am 50 de ani și o văd, nu știu voi de când o vedeți. Sărutatul șefului în fund, toată ziua, în orice mediu social. Domnule, avem icoane în cultul ortodox pentru cultul sărutului. Avem icoanele sfinte și moaștere. Învățați-vă să aveți coloană verticală, să fie vertebrală. Noi nu suntem protozoare și metazoare. Să mergi veșnic în patru labe, cu linsul ușii, cu linsul clanței, cu prostii din aceste infecte și mizerabile, care sunt semne ale sfârșitului, nu sunt semne ale venirii lui Iisus, sunt semne ale sfârșitului uman, a dezumanizării. Dacă tu idolatrizezi un cadavru care mănâncă și bea ca tine, dacă tu idolatrizezi un cadavru care e mai neputincios sau mai infect decât tine și tu îl ridici în slăvioare, nu-i sporești prostia și mizeria din el? Corectați-vă, fraților, dacă vreți să fiți oameni verticali în viață și Dumnezeu să se uite la noi și la rugăciunea noastră. Prefăcătoria și viclenia și lingușeala și mizeria nu sunt virtuți creștine. Nu vă nădăjduiți spre boieri, spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. Ieșiva Duhul lor și se va întoarce Duhul lor, în ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Deci când ai ajuns la mormânt, am fost ieri la o mormântare, la un domn bine sărac. Omul era de bună rânduială, n-avea nicio treabă. Eu nu mai fusesem în cimitirul Petru și Pavel, cred că de 10 ani. Când l-am îngropat pe domn Vasile, un domn credincios, cimitirul era undeva mai la vale de biserică, cumva. Restul era un teren viran, gol, cu bălării. Și acum când ajunsesem noi pe la parcela 70 și ceva, unde era îngropat mortul respectiv, sub celălalt capăt de gard, primul zvâcnet al inimii care l-am avut a fost să văd o pădure de cruci tinere. Ce înseamnă cruci tinere? Oamenii când sunt vechi într-un cimitir au mausolee de astea, troițică, gărduți, bordură, etc. Ăștia care sunt duși cu viteza, azi ai plecat și mâine te-a îngropat, sunt puși cu cruce de lemn. O imensă pădure de cruci de lemn, noi, care cu coroane, care fără că acolo să faci curat tot timpul. Și m-a întrebat de acolo părintele mai în vârstă, nu vreți să rostiți un cuvânt? Zic, nu sunt pregătit de un cuvânt, sunt pregătit de o meditație. Cum adică? Păi zic, când văd câtă bunăstare e în orașul acesta frumos, Iași, toată lumea are luxul ce își dorește, are bucuria ce o caută, are fericirea ce și-o împlinește, orice omul, ce nu are în tehnologia lumii de azi, cum se întâmplă că toți fug aici? Zic, parcă e mai mare aglomerație aici ca un oraș. Și că nu m-am gândit la asta. Zic, o fi o lecție pentru acasă. Eu la asta mă gândesc. Atât, n-am spus altceva. Și m-am mirat cum se creează orașele subterane, cele adevărate, unde de fapt începe viața noastră cu adevărat și veșnicia noastră spirituală, pregătindu-ne să așteptăm sfârșitul lumii. Câți din oamenii aceia n-au fi citit Apocalipsa și așteptau dracii cu trâmbițe și războaie și nenorociri și Antihrist să vină? Domnule, Antihristul este în noi. Noi îl întreținem, noi îl creăm imaginar, noi îl hrănim cu surogatele slăbiciunilor noastre sufletești, noi îl hrănim din patimile noastre personale, noi îl hrănim din neputințele noastre personale și îi permitem permanent Antihristului să stea în mijlocul nostru. Că așa a spus Hristos, de la el am argumentul. Nimeni nu poate sluji la doi domni. Ori pe unul va urî, ori pe altul va iubi. Nu poți să-i slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Adică atâta timp cât facem faptele lumii,
să ne așteptăm să ne întâlnim cu Hristos. Dar cât timp facem faptele Antichristului, să nu-L așteptăm că El este în noi și cu noi. De aceea spune că vă veți urî unii pe alții, vă veți vinde unii pe alții și Evanghelia completează la Marcu, crezând că aduceți slujbă bună lui Dumnezeu. Nu! Verticalitatea și demnitatea unui neam a constat în război și în sânge. Nu diplomația a rezolvat problemele lumii. Uneori sabia a hotărât cine oricine, dar au fost lupte vitejești, că altfel n-ar fi fost eroi. Ce-ar fi fost, spune Petre Țuțea, istoria românilor, fără un Decebal, fără un Mircea cel Bătrân, fără un Lăpușneanu, fără un Vlad Țepeș, fără un Mihai Viteazu, fără un Ștefan cel Mare. Un câmp de melușei. Deci, în momentul când suntem doar așa ca niște moluște în acvariu și ne mișcăm în virtutea inerției după curentul cald sau rece al acvariului sau după mâncarea care ți-o dă stăpânul și nu ești în stare să-ți câștigi propria verticalitate și demnitate, nu mai ești om, ci ești slugă. Devii sclavul propriei tale neputințe. Și are Bolentineanu acolo decât un, nu știu cum spune, decât o viață în genunchi, mai bine o moarte din picioare. E prin poezia aceea unde noi am scurtat o parte din ea și am scris cam așa, că sabia capul plecat, sabia nu-l taie, dar spune mai jos, însă jugul greul în convoaie. Și mai jos în aceeași poezie spune, mai bine decât o viață în genunchi, o moarte în picioare. Deci noi n-am învățat să fim nici ortodoxi, nici creștini, nici demn, nici serioși. Aia e marea dramă care ne frământă pe noi în momentul în care căutăm semne ale sfârșitului lumii. Și mai am câteva, nu s-au terminat, le-a scris eu, Hristos le-a scris. Și mulți proroci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți. Să nu mai stau să mă opresc asupra. Ceea ce înseamnă, tot sindromul acesta ecumenist, care toți vin să declare adevăr, dar adevărul a spus Hristos în Sfânta Evanghelie și în cele 7 sinoade ecumenice și cu asta punct. Nu mă interesează religia nimănui, nu mă cert cu nimeni, nu jicnesc pe nimeni, să creadă ce vrea el. Asta este religia în care m-am născut, dau slavă lui Dumnezeu și o păzesc chiar cu prețul vieții, așa cere Hristos, cel ce va muri pentru mine și Evanghelia mea și eu o voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui când va fi cu Sfinții Îngeri, ce se va rușina și eu mă voi rușina și punct. Iar din pricina mulțirii fără de legilor, iubirea multora se va răci. Adică când oamenii nu mai au conștiință, nu mai au cuvânt de onoare, nu mai au demnitate, nu mai au morală, nu mai au reper și nu mai au valori, nu poți vorbi nici de iubire. Când vorbim de iubirea multora se va răci, m-aș duce doar la un singur punct. Jurământul dintre soț și soție la căsătorie, care se calcă cu atâta ușurință, deși e spus în genunchi pe Sfânta Evanghelie, în momentul cel mai sublim și mai intim. Fata îmbrăcată în alb, în ziua ei cea mai fericită, cu mâna pe cruce și pe Evanghelie, și mirele, îmbrăcat frumos la patru ace, parfumat și îngrijit, demn cavaler lângă ea, care cu aceeași ostentație pune mâna pe Evanghelie și pe cruce, jură să rămână până la sfârșit și moartea să-i desparte și îi desparte soacra, cumnața, sorsa, măsa, deci nu mai trebuie să vină moartea. Deci se termină mai repede decât te aștepți. Dar Hristos dă o singură versiune. Numai dacă poți să răbda până la sfârșit, atunci te vei mântui. Deci cel ce poate să rabde până la sfârșit, acela se poate mântui. Iar aici, la prorocii mincinoși, pot să avertizez că și toate aceste prostii, repet încă o dată cu tărie și nu vreau să neg, și aceste prostii de speriat lumea și baubauri ieftine, cu chipuri, cu acte biometrice, și cineva mi-a reproșat și mi-a zis, dar ce te crezi tu, Părintele Iustin și Adrian Făgețean și alți părinți care au spus treaba asta? Părinții aceștia nu sunt Hristos. Ei sunt slujitorii noștri în biserică, sunt sfinții și mărturisitorii neamului, dar nu le-a șoptit lor la ureche Hristos, vezi, fugiți de chip.
Astea sunt invenții omenești, scoase din mintea omenească și care duce sau duc lumea în eroare dacă nu suntem atenți. Dracul stă în inimă, nu în buletin, diavolul stă în minte, citiți Filocalia, tabla minții, podul dracilor, mintea, rațiunea, fără Dumnezeu. Nu stă în permisul de conducere sau în carnetul de sănătate care nici nu merge. Te duci, stai 3 ore până îți dă o rețetă că nu-i funcționează Google. De ce vă spun toate astea? Ca să nu-l confundăm pe dracu cu tehnica. Tehnica are alt scop și intră la celălalt, la asuprire. Deci tehnica intră la percepția asupririi, pentru că noi, în fond, eu am ascultat foarte multe cu îngerul digital. Să nu credeți că nu m-am pus la punct sau am vrut eu să fiu gică contra pe arătură doar de dragul de a mă da rotund. Nu! Am ascultat toate părerile, ascultați îngerul digital, tot ce vorbesc ei despre Apocalipsă. Singura problemă care îi frământă pe toți în această conjunctură, știi ce? Că să pun banii pe card și devine electronici. Dacă ești transparent și n-ai de furat, ce te doare pe capul să pun banii pe card și să pun electronici? Nu-s tot atăi? Dacă tu ai un card cu 10.000 de euro, cine ți-a din el dacă sunt ai tăi? Sau te duci să cumperi? De ce ești tu atât de preocupat să nu ai bani pe card? De ce ești atât de preocupat să iai la liber? Că ei de fapt ce vor? Vor o fiscalizare totală, să știi exact ca în America, care deja e ceva obișnuit. Un preot de acolo a trimis un pomelnic de vreo 500 de euro odată și a spus: părinte, îmi puteți da o chitanță de la mănăstire? Vă dau dacă e nevoie. Dar am întrebat, pentru ce vă trebuie? Părinte, eu o pun în documentele de cheltuieli și la sfârșit de an mă descarc de nu știu ce impozit, pentru că intră la non-profit, că i-am dat la biserică. Nici nu mi-a trecut prin cap ideea asta. Și am trimis chitanța prin fax lui, semnată, ștampilată, și când a venit în România, a luat-o și în original și și-a pus-o în dosarul cu acte. Ca așa e la ei. Deci, n-are treabă fiscul cu dracu, au treabă doar că aia spre ahapsâni și vor să ia tot, dacă te-ar putea lăsa în pielea goală, jupit, ca pe un miel de pus la Paști în tigaie, ar fi cei mai fericiți. Asta e și ținta, dar din punct de vedere drăcesc teologic, nu are absolut nicio treabă. Deci lumea se sperie absolut de pomană. 666, repet încă o dată, semnul acesta al fiarei de care vorbește Apocalipsa, are corespondent în Sfânta Scriptură încă din vremea lui Solomon. Dezmățurile lui Solomon, că a avut 600 de creese și 300 de mirese și le-a dus cu tot cu idolii lor și a băgat erezia în Israel, deci asta e al doilea șase, și al treilea șase, cine nu plătea darea care era cea mai mare, 666 de bani de argint sau de aur, îi tăia capul, deci crima, omora pe cine nu se supunea. Și el care ceruse înțelepciunea de la Dumnezeu, pe patul de bătrânețe, când l-a luat pe Solomon neputința, s-a pocăit, a scris frumos pildele după ce a învățat ce înseamnă lupta cu femeile. Citiți la Solomon să vedeți ce urât le blamează pe cucoane, le face terci în pildele alea ale lui. Și spre finalul de tot, când aproape a ajuns și el la senectute, ca orice om bătrân, spre finalul vieții, că nu trăia ca noi 70, a trăit un pic mai mult, scrie acolo Eclesiastul, că el îi, de el e vorba. Deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune. Asta trebuie să o știi dacă ești om înțelept și la 16 ani, și la 20 de ani, și la 30 de ani, nu numai la 90 de ani. Că totul e deșertăciune. Spune mai departe Ioan Gură de Aur, dacă te duci adesea la cimitir și privești mormintele și te întrebi cine sunt cei de sub ele, vei vedea profesori universitari, medici, oameni de cultură, oameni de știință. Deci toți intră în compoziția pământului care i-a creat, în liturgia cosmică a veșniciei. Scurt. Asta este chemarea. Pământ ești, în pământ vei merge până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Oricare din noi avem, putem avea noi o celulă din Decebal, din Traian, din Ștefan, din Mircea, din oricine. Cine știe ce mongol, cine știe ce tătar sau turc o crăpat pe aici și a hrănit pământul ăsta cu carnea lui. Deci important este să înțelegem că moartea trebuie să fie o întâlnire frumoasă cu Hristos. Ce spune Apostolul Pavel? Nu vă mai întristați ca cei ce n-au nădejde. Moartea este somn și întâlnire cu Hristos. Nu mai jeliți pe morții voștri păgânește.
Deci ce frumos spune Apostolul Pavel. Și dă cele patru fire, culcase-va într-o stricăciune, răsări-va într-o slavă. Și spune cu bobul de grâu, dacă nu pică și nu moare în pământ să putrezească, n-aduce roadă multă. Deci pe mine mă interesează apocalipsa mea personală. Dacă eu acum am murit în prezența, când stau de vorbă cu dumneavoastră, nu sunt sigur că mă mântuiesc. Deci eu n-am această garanție, că nu eu o hotărăsc. O hotărăște cerul. Aia e problema care mă interesează. Și v-am dat-o și ca meditație pentru acasă. Puneți-vă în fiecare zi, dacă vreți să fiți mai buni, că toată lumea îmi spune, părinte, spuneți-mi ceva ce să nu mai uit niciodată, mă. Ține minte că ești prost și îți bați joc de sufletul tău. De ce lucrul ăsta? Dacă noi în fiecare zi ne-am întrebat doar atât, Doamne, dacă eu mor azi, sunt vrednic să văd fața Ta, mă pot învrednici de mila Ta? Și deja ai subiect pentru a te ruga, pentru a face o faptă bună, pentru a fi mai blând, pentru a nu face rău, pentru a nu fi dușmănos, pentru a nu ține minte rău, a nu te răzbuna. Deci noi n-avem conștiință. Aici greșim. Deci noi am pierdut conștiința canonică a Evangheliei. Noi toți știm teologic și dracii știu Evanghelia, numai n-o împlinesc. Noi toți știm orice pasaje din Evanghelie, știm tot. Ne batem în texte, dacă v-ați uita odată să vedeți prin Facebook ăsta, să vedeți acolo ce teologie, tată, și ce lupte să dau, și ce martir, și ce eroi să luptă și să apără. Dar, domnule, Evanghelia trebuie trăită și împlinită. Iisus a spus de nu va ajunge la toată făptura și iată semn al înșelării și a amăgirii a prorocilor mincinoși este asta. Să bat ortodoxi și contraortodoxi. Poftim. Citesc acum într-o zi un material pus de un părințel. Zice, noi suntem din biserica cea dreptmăritoare, nu ne despărțim de biserica cea dreptmăritoare, nu ne despărțim de sfinții și de biserica strămoșească, dar n-avem nicio treabă cu ierarhia și cu restul clerului care pomenește ierarhia. Ce vorbești, voi? Vin și tai curentul electric pe o distanță de 2 km și mă plâng că n-am lumină în casă. Dar eu, cum, dar eu sunt conectat la Eon? Păi da, dar asta e legal la rețea. Deci tu nu poți să-ți aduci altă rețea de Duh Sfânt. Nu există o biserică fără Duh Sfânt. Și nu există o biserică fără ierarhie. Apostolii au pus pe episcopi în biserică, și dacă vă uitați și în epistola lui Clement și a lui Ignatie, al Antiohiei, cum îi se spune Ignatie Teoforu, ei au două epistole când s-au răzvrătit, odată romane și odată corinteni, sau nu știu că aș le-a spus clar, vă împăcați și ascultați de episcopul vostru să nu vă rupeți de Duhul Sfânt. Deci nu vii tu și inventezi alte biserici. Tot felul de nebunii. Uitați-vă așa un pic în jurul dumneavoastră să vedeți căruțe de erori, spune Ioan Gură de Aur, marele ritor al creștinătății. De multe boale suferă trupul lui Hristos și clericii ar trebui să-L tămăduiască, pentru că aceasta e chemarea și misiunea lor, dar și că uneori și ei îl îmbolnăvesc mai tare decât cei necunoscători. Deci când tu vii și faci chestiuni care nimeni nu le-a mai făcut și inventezi lucruri pe care nimeni nu le-a mai făcut, păi frate, te-ai dus cu vaca urâtă în iarbă, adu-o înapoi în șosea, frate, că o scapi și o pierzi în părău, ți-o mănâncă lupul. Deci nu putem face noi prorocii și invenții și păreri după capul nostru. Vi le-am spus toate acestea pentru că spune, mulți se vor rătăci. Mulți hristoși mincinoși vor veni în numele meu. Cine-s, mă, hristoși aia mincinoși? Sectele spun că ortodoxe. Noi ortodoxi spunem că sectele. Catolicii spun că ceilalți. Protestanții spun că ceilalți. Nepomenitorii spun că ceilalți. Care-s, mă, hristoși mincinoși? Toți cei ce nu fac voia mea și a Tatălui meu. Cel ce mă iubește pe mine și păzește poruncile mele, eu sunt întru el și el este întru mine. Eu cu Tatăl venim la el și ne facem locaș în el. Deci, vedeți? Noi nu ne dezargumentăm și ne argumentăm pe ce dorim noi. Nu putem ieși din textul Noului Testament. Așa am crezut eu că trebuie să vă vorbesc azi despre sfârșitul lumii. Asta am crezut eu că trebuie să știți. Căci finalul acesta este, până nu se va propovădui această Evanghelie, deci cartea aceasta, de ea e vorba, la toată făptura și în toată lumea și în toată împărăția, și la toate neamurile spre mărturie nu va veni sfârșitul. Și că numai când va fi la toate neamurile, atunci și sfârșitul
va veni. Vedeți ce interesant? Iar după aceasta mai dă o parte mistică foarte grea, foarte adâncă. Când veți vedea urăciunea pustirii prin locul cel sfânt, zice prorocul Daniel, cine știe să citească, să înțeleagă, luați-l pe Ezechiel, vă recomand acest profet, citiți-i cartea acasă azi după amiază și o să vă dați singur seama de ce a spus cine citește să înțeleagă. Eu vă spun numai ceea ce este chintesență. În vremea lui Ezechiel, împărații devenind foarte autoritari și puternici, cum sunt și domnii lumii zilelor noastre, preoții Vechiului Testament și profeții Vechiului Testament au început să prorocească și să spună ce plăcea împăratului. Și atunci Ezechiel a făcut albie de porci și le-a spus, dacă voi credeți că așa-l mințiți pe Dumnezeul lui Israel, vă înșelați urât. Lucru care se va răsfrânge și mai târziu în plângerile lui Ieremia, când poporul și-a valiza și pleacă în robie 70 de ani la Babilon, cu tot cu vase de aur, cu tot cu odoarele templului, fără să-i intereseze pe nimeni. Și când au ridicat glas la Dumnezeu și au zis, Doamne, dar ce faci cu poporul tău, cu aleșii tăi, cu neamul tău, cu vița ta, cu cea sfântă? Știți ce răspuns a dat Dumnezeu? Ascultați de robul meu, Nabucodonosor. Era supranumit biciul lui Dumnezeu. Dacă vreți să nu pieriți și să vă fie bine, intrați în administrația lui, faceți ascultare să meargă bine neamul și vă voi întoarce din robie. După 70 de ani, când s-au pocăit cu adevărat, le-a dat voie să vină acasă împăratul Cirus. Deci nu te joci cu Dumnezeu. Asta urmează și la noi. Da. Azi dăm filme culturale despre lucruri neculturale românești, iar mâine, poi mâine, vom sta și noi, poate cu vreun steag ISIS pe o gradă sau de altă naționalitate, și vom învăța că am fost români și am avut o țară și vom zica, Doamne, dar ce faci? Dar am avut atâtea biserici, atâtea preoți. Să fiți sănătoși, dragii mei. Dumnezeu nu se uită la număr, se uită la calitate. Dumnezeu nu se uită la cantitate, la intensitate. Dumnezeu nu se uită la numărul de oameni. Dumnezeu se uită la numărul de inimi care vibrează cu Dumnezeu. Și s-ar putea încet, încet să ne merităm uneori soarta și să ne trezim din somn, dar știi cum copilul, dacă îl trezești brusc, poate leșina. Dar Dumnezeu o să ne trezească lent, ca să nu leșinăm. Să putem vedea durerea cu ochii. Durerile încep. Prostituția e o modă, drogul e o modă, curvăria e o modă, LBGD-ul ăsta e o modă, băutura e o modă, șomajul e o modă, ajutorul social e o modă, lenia e o modă, nemunca e o modă, dezmățul e o modă, distracția e o modă. Ce urmează? Sabia lui Dumnezeu. Nu știm prin cine vine. Deci trebuie să fim foarte atenți, să nu ne punem de-a curmezișul cuvintelor Evangheliei, că Hristos își încheie Evanghelia în mod foarte crud. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. O iotă sau o cirtă din lege nu va fi ștearsă și nu se va trece până nu se va împlini. Și aici la Evanghelia de azi, care e foarte simplă, nici de asta nici nu mi-am bătut capul să o parcurg, spun doar ce spune la sfârșit. Celor de-a dreapta veniți binecuvântații Tatălui meu la împărăția cea gătită vouă, pentru că mi-ați dat și m-ați cercetat și ați venit la mine, nu mă mai opresc asupra problemei, nu o repet a doua oară. Și într-adevăr, întrucât ați făcut fraților aceștia mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Deci, fapta bună, sub standardul Evangheliei, rămâne faptă bună. Să nu o confundăm cu filantropia. A hrăni un mort în stradă, al îmbrăca și al îngropa, e o filantropie. Dacă o faci sub semnul creștinătății, e o faptă bună, se scrie în cer. Filantropia se trece în dosare la psiholog sau la sociolog. Spun și ceilalți, speriați de foc, de întuneric, de urgie, de iad, că spune, nu vă știu pe voi cine sunteți, mergeți în focul veșnic, gătit diavolului și slujilor lui, Doamne, unde te-am văzut, când te-am auzit și așa mai departe. Și spune, întrucât n-ați făcut acestora prea mici, mie nu mi-ați făcut. Și acum, finalul,
Și vor merge aceștia, adică cei care n-au lucrat nimic, la o sândă veșnică, iar drepții la viață veșnică. Nu mă opresc asupra acestui lucru, noi l-am comentat de zeci de ori, ci consider că cel din tâi semn apocaliptic, care trebuie să-l urmărim noi, este înmulțirea binelui, înmulțirea credinței, înmulțirea rugăciunii, înmulțirea disciplinei sufletești, înmulțirea dragostei în familie, a educării frumoase a copiilor, a unui creștinism decent, discret, elevat, de finețe sufletească, nu de turmă, nu de urlat, nu de strigat, nu de făcut carieră prin impresii și păreri. Să lăsăm epoca prorociilor, că ea a trecut de mult. Ioan Botezătorul a pecetuit testamentele odată pentru totdeauna și spune și Apostolul Pavel și Ioan Gură de Aur, prorociile au încetat, limbile au încetat, așa că să ne axăm mai mult pe ceea ce spune Hristos. Omul se cunoaște după fapte ca pomul după roade. Și omul cel bun, când vreți să cunoașteți omul bun, definiția omului bun, scoate numai cele bune din visteria inimii sale. Amin și Doamne ajută!